E nevoie de un om ca tine, ca tine, ca tine, ca tine, într-o echipă. Și ceea ce pot să vă zic, că din experiența mea, că designul de interior și arhitectura se fac în echipă. În echipă, întotdeauna. Iar eu cred că pe viitor, aceste tipuri de întâlniri sunt foarte bune între voi. Între voi, pur și simplu, ca schimb de idei. Pentru că așa se nasc noile moduri de a trăi până la urmă, dar și noile moduri de exprimare. Acum vedeți voi lumea de mâine, știi? Pentru că lumea vă aparține. Sunt 6 întrebări esențiale. Cine, ce, când, unde, cum și de ce. Astea sunt întrebările, în general, la care e bine să răspundeți când vreți să aflați ceva sau întrebările pe care să le puneți ca să aflați ceva. Inteligența artificială va putea să facă orice profesie, iar conexiunea dintre oameni va fi foarte apreciată, foarte apreciată, iar noi va trebui să ne reinventăm. Asta nu înseamnă că nu ne putem folosi experiența, pasiunea în a merge mai departe cu ceea ce ne-am dorit, dar cu siguranță lucrurile vor sta foarte diferit. Ia. Ziceau că inteligența artificială va ocupa tot spațiul și meserile. Chiar mă gândeam la faptul că noi de-a lungul istoriei tot timpul oamenii au trecut de la un nivel altul, de la Homo neanderthalensis la Homo sapiens sau tot și tot așa. Și probabil că ei vor să treacă acum la următorul nivel. Care ei? Adică oamenii de știință, cei care lucrează în cercetare, cei care lucrează în domeniul AI-ului și așa mai departe. Și probabil că următoarea etapă va fi ca noi să devenim roboții, practic. Pentru că dacă noi vom deveni roboții, vom avea toate informațiile și nu se mai, probabil că nu se mai avem nevoie nici de calculatori și laptop, pentru că noi vom deveni. Da, credeți că există un grup de oameni care vor ei să fie într-un anume fel? Eu am zis doar de acel grup, adică normal că există niște oameni care în această lume asta? Care creează inteligența artificială. Da, adevărul e că sunt puțini, dar credeți așa că la nivel global există un grup care vrea asta? Asta cred că e de domeniul conspirației, totuși, cred. Adică... Oare nu cumva fiecare dintre noi a făcut un pas către lumea asta, nu știu, către altceva? Probabil că indirect, dar direct. Indirect, da, adică... Indirect, da. Indirect, câți dintre noi suntem 100% organici? Sigur avem dinți făcuți. Sigur, nu știu, am suferit niște intervenții chirurgicale. Folosim, nu știu, lucruri. Adică nu mai putem să ne asemănăm, nu știu, cu Homo sapiens la începuturile lui, ca să zic așa. Nu cumva, fără să ne dăm seama, mergem în direcția aia? Această contopire în mașină? Mie mi se pare că oamenii, chiar dacă refuză această idee a tehnologiei, cumva realizează la un moment dat că au nevoie de ea. Și așa o introduc ușor, ușor în viața lor, ca și telefonul. Adică noi am realizat că avem nevoie de el ca să comunicăm. Și așa încet, încet au apărut și rețelele de socializare și așa am fost atrași. Dar acum tot de la noi a pornit, din cauza că avem nevoie de ele. Și așa e un pic și cu inteligența artificială. Și chiar dacă, să zicem că jumătate de populație se împotrivește inteligenței artificiale, cealaltă jumătate poate chiar vrea să o dezvolte și să afle mai multe despre ea. Și cumva, cumva o să ne contopim și noi cu ea. Și pur și simplu, practic, ne cam amestecăm așa. De ce credeți că am avut nevoie de telefoane mobile ca să comunicăm? Eu vă zic că noi aveam telefoane cu disc. Adică și nu eram acasă. Putea să sune telefonul și de asta nu ne-am împiedicat să comunicăm. Care credeți că de fapt a fost influența telefonului? Da, da, da. Influența telefonului nu a fost una exactă, dar am vrut să ne se ușureze treburile. Și prin faptul că am vrut să ne socializăm astăzi, se permite scrisori. Se sună cu ajutorul să dau un mesaj imediat, doar am ușurat treaba unui și încât să fie mai confortabil, încât să stea în confortul lui și să nu facă aceste eforturi.
Oamenii de știință spun că, de fapt, dependența față de telefon se datorează conținutului informațional pe care îl poți accesa. Primul obiect, de fapt, care a permis ca informațiile să fie conținute și să fie ușor de transportat, a fost cartea. Următorul device, ca să zic așa, a fost telefonul mobil. Deci se pare că nu neapărat nevoia de comunicare ne-a împins către această dependență, cât nevoia de informație. Câți dintre voi ați auzit cine are informația deține puterea? Ați auzit asta? Nu mi se pare că se transpune asta în viețile noastre acum, când toți avem informația. Iar eu când mă refer la informație, informație care dă dependență, mă refer la informația foarte simplă. Vreau să ajung din punctul A în punctul B. Genul ăsta de informații dau dependență. Cum ai interpretat tu ca viitor arhitect acest lucru? Sufletul? Da. Vine cineva de tehnologie și îți spune, uite, sufletul meu se simte influențat de informații, de tehnologie. Am nevoie de ce facă. Ați fost de acord la spațiile dreptunghiulare, paralelipipedice, știi? Adică e interesant. Tu cum ai tratat, de exemplu, o casă și pentru el? În care se scrie eseuri, în care se prezentează cu prieteni, în care se se manifeste ca suflet? Păi, în primul rând, aș întreba. Așa. Niște răspunsuri. Așa. Și păi, apoi hai întreabă. Ce ai întrebat prima dată? Cum ți-ai imaginat tu casa în care vei trăi? Dacă poți să faci și eu o schiță. Eu am un obicei, îmi place foarte mult, eu sunt indemutabil. Și pentru mine, uite că vorbeam de arhitectură. Pentru mine, arhitectura din drumul Taberei, nu știu cum să explic, mă afectează în mod direct. Adică o simt prin mine, da, știu, e puțin absurd, că până la urmă tot blocuri comuniste sunt, tot, dar pur și simplu forma cartierului, copacii, băi, deci eu simt că respir copacul din drumul Taberei la fel de bine cum respir blocul din drumul Taberei. Deci, oriunde m-ai întrebat unde vrei să treci, în ce țară și așa mai departe, pentru mine, eu vreau să mă simt ca acolo. Fie că mă pui într-o casă sau într-un bloc comunist sau un pe cer sau așa mai departe, eu, știi, adică eu văd arhitectura cumva totul la un loc, știi ce zic? Vezi ce interesant, a zis, eu aș vrea să mă simt ca acolo. Adică ne întoarcem la ce a zis și ea, cu emoțiile. Deci cum vezi ca viitor arhitect aceste două mari direcții care se conturează în lume. Pentru că să știi că ce s-a întâmplat aici este cam universal valabil. Odată, această orientare către simțire, către emoție, către spiritualitate, ca răspuns la o prezență destul de agresivă a tehnologiei și într-un ritm activ, și pe de altă parte, nevoia aceasta de funcționalitate, de frumos, de... Păi, eu cred că, în primul rând, o casă trebuie să fie eficientă. Adică, în primul eficientă rând... Eficientă din ce punct de vedere? Eficientă adică energetic? Din punct de vedere simplu. Să ai loc unde să dormi, să mănânci... Adică să fie funcțional. Să fie funcțional. Din punctul ăsta de vedere, să fie funcțional. În rest, nu știu dacă mai este nevoie de alte chestii, nu știu, să intri, să-i zici la bec să se aprindă sau să vorbești cu Siri. Dar ce faci cu simțirea? Ce faci cu un om care zice, eu vreau să mă simt într-un anume fel? Cu ce vii aici? Cum rezolvi ca viitor arhitect? Cum se simte omul în casa în care o construiesc eu? Da. Păi, greu de răspuns, nu știu cum o să se simt. Păi nu, dar oare nu ar fi mai firesc ca deja din start să te gândești la asta? Ca viitor arhitect să zici, hai să aflu cum ar vrea să se simtă, ca să te lași inspirat de lucrul acesta? Da. Eu știi ce cred? Eu cred că pe viitor colaborarea va rezolva foarte multe lucruri. Pentru că e nevoie de un om ca tine, ca tine, ca tine, ca tine,
într-o echipă. Și ceea ce pot să vă zic că de, din experiența mea, că designul de interior și arhitectura se fac în echipă. În echipă, întotdeauna. Iar eu cred că pe viitor aceste tipuri de întâlniri sunt foarte bune între voi. Între voi, pur și simplu, ca schimb de idei. Pentru că așa se nasc noile moduri de a trăi până la urmă, dar și noile moduri de exprimare. Acum vedeți voi lumea de mâine, știi? Pentru că lumea vă aparține. Împreună inspirăm tinerii din România.